Toate instituțiile de învățământ din județul Mehedinți sunt supravegheate de polițiști, jandarmi și polițiști locali. De la începerea noului an școlar nu au fost înregistrate incidente. Pe linia asigurării primarului de siguranță publică în unitățile de învățământ preuniversitar și vă pot informa că pentru asigurarea unui astfel de climat, în incinta și în zona adiacentă acestor unități de învățământ, am acționat în conformitate cu un planul de măsuri elaborat la nivelul Poliției Române numărul 342-754, pe care l-am transpus în practică la nivel județean într-un plan de măsuri, punându-se accent pe analizarea fiecărei unități de învățământ aflate în zona de competență, ținând cont de toate elementele situației operative. Am efectuat un număr de 953 de controle la cele 216 societăți comerciale care sunt aplasate în zona unităților de învățământ. Prefectul de Mehedinți, Nicolae Drăghia, a cerut reprezentanților instituțiilor aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne să acorde atenție maximă acestui sector de activitate. S-a și văzut, se și simte o preocupare sporită pentru siguranța în școli, atât în interiorul școlii, cât și în spațiile adiacente, pentru că vrem să transmitem un semnal pozitiv către întregi cetățenii că ne preocupă siguranța copiilor noștri în instituțiile de învățământ și că și în viitor vom lua toate măsurile pentru rezolvarea acestei situații. Am încercat de asemenea să popularizăm atât în școli, prin diriginți, prin directorii instituțiilor, prin inspectoratul școlar, despre aceste acțiuni și garantăm că și la intrare și la ieșirea din unitățile învățământ permanent va exista o patrulă mixtă, jandar, poliție, poliția comunitară, care va supraveghea activitatea elevilor. Elevii sunt îndemnați să apeleze cu încredere și să ceară ajutorul jandarmilor și al polițiștilor în caz de necesitate.